Hudinașilor, avem un nou update pe Livetopia, update-ul cu numărul 132 și ce s-a introdus nou, frate? Avem concertul trollilor și o casă gratis pentru toată lumea, mamă! Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și desigur aici avem trollul nostru micuț și un portal care te duce chiar la acest concert, despre care vă spuneam mai înainte. Și hai să intrăm să vedem. Opa! Ia, se încarcă. Am dat iară de trollul ăsta micuț. După care ce e aici? Bă, e o fată cu sabia. Oleo, fuge după mine să-mi dea bucata cu sabia. Trebuie să vorbim cu trollul ăsta micoare? Ia, poate da, nu? A, pregătește-te pentru o cursă nebună, ne zice. Ok, sunt pregătit pentru cursa nebună. Însă... Hopa, ia. Asta trebuia să facem, nu? Da, băi, trebuia să luăm trenulețul ăsta. Mamă, ce cursă șmecheră. Băi, bro, chiar avem aici o cursă nebună. Ia, fii atent. What? Mamă, ce șmecheră e cursa, bro. Deci ai caruselul ăsta aici care te duce la scena trollilor, cel mai probabil. Mamă, ce tare e! Aș vrea ceva de genul și pe Brookhaven, sincer vă spun. Și probabil că dacă ajungem acolo o să fie scena, nu? Ia să vedem. Da, gata, am ajuns. Avem din nou trollul ăsta mic aici. Și dacă intrăm înăuntru, ce se întâmplă? Băi, da, e scena! Și uite trollii acolo! Ia! Să nu-mi zici că dansează! Bă, da, ia uite, mamă, ce tare! Au început să danseze trollit! What? Băi, ce șmecher! Mamă! Chiar mi se pare tare rău de tot! Ia uite ce dans nebun au! Bine, băi, trollilor! Ia uite, acolo! Și acum au încheiat? Cred că da! Ia, s-a încheiat spectacolul? Aplauze pentru troli! Mamă, ce tare! Da, se trage cortina, gata, s-a încheiat spectacolul și aici avem niște freze pe care le putem lua, oare? Ok, cred că o să-mi iau freza asta albastră. Ia, dacă dau yes... A, da, bă, mi-o dă cu 0 Robux! A, deci poți să-ți alegi o freză de asta șmecheră cu 0 Robux? Mamă, pot să mai iau? Ia să vedem. A, nu pot, decât una. Mi-am luat freza asta albastră. Deci, dacă vreți și voi o freză, trebuie să veniți aici la concert. Stați la concert și după aceea, zbeng, gata, puteți să vă luați o freză pe gratis, fără să vă coste nici măcar un Robux. Bun, acum, ce ar trebui să-mi fac eu? Ar trebui să-mi dau un reset, nu? Oare trebuie să-mi dau reset ca să mă dea la început? Da, bun. Și hai să vedem noua casă care s-a introdus în Livetopia. Trebuie să-mi dau TP la o casă. Stai că nici nu mai știu cum îmi dădeam de aici, cred, nu? Da, ok. Și cum mă teleportam, bro? Dacă dau pe o casă, ok, trebuie să dau așa, bun, și gata, m-am teleportat acum aici la zona caselor. Bă, dar n-am vrut să iau pe asta, pe bune. Nu voiam să iau casa asta, frate, voiam noua casă. Mamă, că nici nu mai știu cum îmi scot casa de aici. Probabil că trebuie să dau tot așa, bun, ok. Și hai să vedem care este noua casă, de fapt. Poate aici? Asta e nouă? Nu e asta, că trebuie să fie o casă free. Asta e cu PS-ul, ok. Nu ne interesează, deci trebuie să fie o casă free. Aici te teleportezi, și de aici îți scoți casa. Gata, am scos-o. Bun, trebuie să dăm din nou pe case și să ne uităm la toate casele. Și una dintre casele este e casa cea nouă, dar stai așa să vedem. Nu mai mi-arată care e casa nouă, bro. What? Aici trebuia să-mi apară casa cea nouă, pentru că asta e cu PS și este o casă gratis pe care o puteți folosi cu toții.
Am găsit-o, era chiar a doua. Asta e noua casă. Ia, hai să o construim aici. Băi, arată super, super interesant. Momentan este noapte, dar se va face zi în curând. Și hai să vedem. Are aici niște floarea soarelui, așa, bam, bam. O să ne uităm pe din afară mai bine când o să se facă zi. Hai să intrăm în căsuță. Cum intri în căsuță? Ai măsuța asta aici, unde îți poți pune jucăriile. Ia. Bă, ce tare, mi-am pus aici o jucării. Aici ai cuierul, cu papucei, bun. Zona de bucătărie în partea asta, cu două scaune. Ia să vedem cum arată. Wow, și ce tare e frigiderul. E frigider din ăsta așa transparent. Ia să luăm și noi o bucată de pizza. Yummy, yummy. Bună, bună pizza. Închidem frigiderul, după care desigur avem aici un cuptor pentru prăjiturele. Interesant. Și avem aragazul, chiuvetă și ăsta este un aparat pentru înghețată. Ok, șmecher. Aici avem aspiratorul, un raft din ăsta așa cu niște cărți gen. După care în partea asta, ia să vedem ce avem. Oh, băi, ce e aici? E o zonă de relaxare așa, tigrișor gen. Mamă, pentru copii. Aici este un dormitor. Ia, aici te poți uita, de exemplu, să îți schimbi outfit-ul dacă vrei. Deci, acesta este un dormitor destul de interesant. După care aici avem o cameră specială pentru copii, aș spune eu. De joacă, gen. Mamă, ce bine arată și camera asta. Wow! O măsuță aici? Cu o casă? Oare pot să iau asta? Am apăsat pe ea. A, aici te teleportează la locul ăla unde poți tu să-ți faci casa, gen. A, ce tare. Aici poți să-ți faci tu un orășel, gen, și chestii de genul ăsta folosind machetele alea. Dacă te duci la inventar aici jos, la miniaturi, poți să pui tu aici chestii, de exemplu. Ia, uite, să-ți faci tu așa un orășel cu căsuțe și nebunii de genul ăsta. Ok, uitasem de chestia asta. Ia, și pot să mă întorc înapoi. Da. M-am întors înapoi la căsuța mea. Bun, și pe lângă asta avem aici ceasul. Și la ceas putem să facem ceva. Fiți atenți aici, putem să schimbăm limbile astea. Ia să facem așa mustăcioare pentru pisoi. Hopa, hopa. Nu știu că am făcut bine. Ia, poate trebuie să mă duc mai tare. Ah, cred că asta trebuie pusă jos, poate. Asta e așa, să vedem. Să facem aici mustăcioarele. Și poate asta trebuie pus așa. Da, bun. Deci dacă faci puzzle-ul ăsta să fie exact așa cum l-am făcut eu, o să primești un cadou. Și hai să vedem care e treaba cu cadoul ăsta. Bun. Deci avem cadou, îl luăm și hai să vedem ce ne-a picat. Opa, o fabrică. Mamă, mi-a picat o fabrică, bro. Zici că e fabrica lui Moș Crăciun. Așa arată bariera asta. Ok, mamă, ce tare. What? Deci încă o miniatură șmecheră. Cam asta ar fi cu primul etaj, cred. Mai avem ceva aici? Avem o baie, ia. Deci avem aici o baie destul de măricică. După care mai am văzut o ușă aici, aia. Ce cu ușa asta? Aici e ușa de la garaj. Și avem lift, am văzut. Aici e liftul. Hai să mergem la următorul etaj. Mamă, și aici ai un balcon așa imens. La următorul etaj avem camera copiilor 100%. Pentru că sunt o grămadă de jucării pe jos. Avem și un pătuț aici. Deși e și un birou de make-up. Deci s-ar putea să fie dormitorul părinților mai degrabă și s-au jucat copiii pe aici și au lăsat jucării. Mai avem încă un dulap așa ursuleț aici și o baie. O baie destul de simpluță. După aceea avem niște dulapuri pe care le putem deschide. Bun, și mai avem aici încă o terasă cu un grătar.
A, uite, poți să gătești aici. Wow, ce șmecher. Eu uite, bă, mi-am făcut niște din astea, niște frigărui. Mamă. Și aici avem o masă cu două scaune. Poți să stai așa relax dacă vrei seara. Bun. Asta am verificat-o, dar era baia. Deci cam așa arată următorul etaj. Dar stai așa că mai avem încă un etaj. Deci casa asta are 3 etaje. Și am ajuns la etajul numărul 3. Etajul ăsta pare a fi mai mic, adică ai un balcon așa imens, dar înăuntru există doar un dormitor cu calculator. Nu știu, poți pune aici la PC dacă vrei să lucrezi. Arată destul de șmecher pentru că ai view-ul ăsta tare, adică ai geamuri peste tot și poți să vezi orașul. Și avem o baie mai micuță aici, deci o mini baie. Ce mai avem aici? Acolo era liftul, bun. Dar cred că mai avem ceva. Nu, da, uite, aici mai sunt niște scări. Și dacă te duci aici, e o zonă cu piscină. Mamă, hai să-mi iau o lanternă dacă găsesc. Poate aici la chestiile generale ar trebui să fie o lanternă, nu? O torță am găsit. Hai să luăm și torța dacă nu găsesc lanterna. Cel mai probabil că am trecut de ea. Ba, uite aici. Gata, am găsit și lanterna. Hai să vedem care luminează mai tare. Torța nu luminează chiar așa tare, parcă. Lanterna? Lanterna e mai bună, da. Deci cam așa arată piscina. Poți aici să noți fără nicio problemă. Și avem și un șezlong. Pe șezlong de asemenea te poți așeza dacă vrei să stai așa la lumina lunii. Și e deja 2 dimineața, de-abia aștept să se facă zi. Eu uite, bă, stai, avem și teren de tenis aici, care e aproape. Wow, prea șmecher, bro. Și uite, îi văd în curte la vecina cum ar venit. Vecina e în piscină cu bebelușul, bro. What? Mamă, oare pot să sar în piscină la vecina de la mine de acasă, genia? Da, mă. Scuze, vecina, că am ajuns la tine în piscină, gen, am alunecat pe o coajă de banană de pe acoperișul meu și am ajuns la tine în piscină. Bă, n-are treabă. Pot să mă pun aici să mă relaxez. Ia fi atent, care lumini vecina. Eu sincer n-am observat lumini acolo la șezlongul meu. Mamă, cum ar fi acum, se trezește, a țipit așa cu bebelușul în brațe, dar se trezește dintr-o dată cu mine pe șezlong, la ea acasă noaptea. Cred că ar face o criză ceva, bro. În fine, hai să plecăm de aici. What? Mamă, deci arată demențial casa asta free. Și e tare că practic o poate folosi toată lumea. Adică nu trebuie să ai niciun pes, nu trebuie să ai VIP, pentru că aici există și VIP-ul. Trebuie doar să intri pe joc și să te joci, să spui casa. E o casă foarte, foarte frumoasă, dar mamă ce greu trece timpul. Adică gândește-te că este doar 3 dimineața, gen, și aici nici măcar nu știu când se face zi. Așteptăm totuși să se facă zi, gen, ca să putem să vedem casa mai bine și revenim atunci. Hopa, hopa, s-a făcut zi. Wow! Hai să vedem acum cum arată casa, să o vedem mai bine. Băi, da, arată foarte, foarte bine căsuța. Hai să mergem și până la piscină, să vedem și piscina ziua. Ne ducem așa la etajul numărul 3, după care trebuie să mergem să luăm scărița, care ar trebui să fie aici. Bun. Nice. Și cam așa arată zona de piscină pe zi. Pe lângă toate nebunile astea, s-au mai adăugat și alte lucruri noi. Ia uite aici un parc care nu exista înainte. Avem și terenul de tenis acolo. Dar am văzut și niște mașini interesante. Ia fiți atenți aici. Deci dacă dăm la mașini și dăm aici la mașinuțele normale, avem de exemplu mașina asta, care este o mașină făcută din biscuiți, bro. Ia. Și poți să mergi cu ea. Pe bune, mamă, ce tare e.
What? Mașina biscuite prăjiturică. Și se mișcă super, super interesant. Deci cam așa arată. Am mai văzut încă o mașină. Mașina trenuleț biscuite. Opa. Ia asta e așa, bă, ce mai de reviază, bă, că mi se tot blochează Roblox-ul ăsta. Dar gata, și-a revenit. Iar nu mai puteam să mai mișc mouse-ul, nu știu ce are. Și cam așa arată trenulețul prăjiturică biscuite, gen. Chiar sunt niște mașinuțe așa mai unice. Ce mai avem, ia să vedem. Niște chestii mai ciudate, ia uite, nici după asta nu știu. Oh, dupa de cartofei prăjiți. Ia vezi aici, dupa fast food. Și asta arată tare, este o dupa așa tematică. Hai să ne mai uităm și mai jos. Ia uite, mai sunt anumite mașini pe care le poți cumpăra cu Robux. Și astea nu existau înainte. Ceva interesant, gen. Am mai văzut aici ceva interesant, ia să vedem la mounturi. Avem... motocicleta asta cățeluș. Mamă, ce tari sunt astea așa tematice, bro. Și asta e free pentru toată lumea. Așa, bun. Încă ceva tematic și șmecher rău, rău de tot. Ia să vedem. Și motocicleta asta e faină, dar îți trebuie PES. Și pentru căluțul ăsta îți trebuie PES. A, și cam atâta, cam astea sunt chestiile free care s-au adăugat și mai aici încă o motocicletă pe care poți să o iei dacă ok, dacă se fac 1.350.000 de like-uri. Am înțeles, deci trebuie să dea toată lumea like la minigame-ul ăsta ca să se deblocheze motocicleta aceea. Bun, cam acesta a fost episodul, hudinașilor. Am vrut să vă arăt toate nebuniile care s-au adăugat în noul update. Desigur, am lipsit destul de mult de pe Livetopia, așadar cu siguranță avem și alte nebunii noi dacă mergem aici. Avem foarte, foarte multe PES-uri. Ia fi atent aici pe care nu le am. Eu am de exemplu PES-ul ăsta de VIP și cred că e singurul pe care l-am. Dar ia uite, pot să-ți deblochezi și mai multe chestii pentru peturi. Ok, să ai 3 peturi deodată. Wow, cine știe, poate cândva o să cumpărăm PES-urile astea și o să vedem care e treaba cu ele. Sunt super, super multe PES-uri. Da, deci eu doar pe ăla, eu doar pe ăsta l-am gen VIP, dacă mă uit bine, da, nu mai am alt PES. Cam atâta cu episodul ăsta, am vrut să vă arăt ce s-a introdus nou, adică casa asta gratis și concertul, dacă vreți să mergeți și voi să vă luați un păr gratis. Puteți să mergeți acolo la concert fără nicio problemă. O să ne mai jucăm Livetopia pe următoarele update-uri. O să vină cu siguranță și update-ul de Crăciun pe care vreau să-l văd și o să vedem ce se va mai introduce nou aici. Să nu uitați să rupeți butonul și de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!